Bun găsit tuturor! În primul rând, obținerea funcției de premier, paritate împreună cu UDMR versus PSD într-o viitoare formulă de guvern când vine vorba de împărțirea portofoliilor, iar când vorbim de portofolii, Ministerul Justiției, Apărare Externe și Ministerul Finanțelor, dacă este posibil, toate aceste ministere le-ar dori actuala conducere liberală, dar este un joc imposibil în condițiile în care Justiția și Ministerul Finanțelor sunt ambele ministere avizate. Și PSD dorește cel puțin un astfel de minister. Totodată au o problemă internă care a fost reliefată încă de aseară la ședința Biroului Politic Național de la Vila Lac. Au fost 22 de liberali care au votat împotriva începerii negocierilor cu PSD, iar alții în acea ședință au preferat chiar să nu voteze deloc. De asemenea, mai există o altă problemă reprezentată de Ludovic Orban. Acesta are de gând ca vineri la ședința biroului executiv în care ar trebui să se valideze ce se va discuta astăzi cu PSD. Acesta are de gând să ceară demisia lui Florin Câțu, în timp ce, în contrapartidă, actualul lider liberal va avea de gând să propună excluderea lui Ludovic Orban din partid, pe motiv că ultimele acțiuni ale acesteia au dăunat imaginii și scorului partidului. Deci avem o situație complicată pe două paliere, unul extern în relația cu Partidul Social Democrat și unul în intern. Dar mai există și o altă problemă. Cei de la USR au anunțat astăzi că au închis ușa definitiv oricăror discuții, au anunțat trecerea în opoziție, dezamăgiți de ceea ce susțin ei că în momentul de față PNL, adică încearcă să aibă acces nelimitat la resurse împreună cu cei cu care au mai coabitat acum câțiva ani de zile sub forma USL.